Nu ești singurul care a așteptat redeschiderea teatrelor și premierul a fost la primul spectacol pilot de după redeschidere și a ținut să imortalizeze momentul și să-l publice pe Facebook. Florin Cîțu a fost însoțit și de alți membri ai guvernului, iar piesa pe care au ales-o a fost Dineu cu proști la Teatrul Național din București. Reacțiile din mediul online nu s-au lăsat așteptate și nu toată lumea a văzut cu ochii buni participarea membrilor guvernului la spectacol. În istoria noastră și în viața de zi cu zi sunt niște potriviri întâmplătoare năucitoare. Ce altceva poți să spui despre deschiderea cu fasta Teatrului Național în prezența a jumătate din guvern și parlamentari cu piesa Dineu cu proști, a scris un internaut. La finalul spectacolului, premierul a dat și câteva declarații despre mască, evident. Este vorba de specialiști aici. Eu întotdeauna urmăresc ceea ce ne spun specialiștii și dacă specialiștii ne spun că aceasta este cea mai bună formulă în acest moment, cu aceasta mergem la acest eveniment pilot. Mamă, Doamne, din eurile cu urât, ce vrem, te-ai mai amuzat cu proști?